Judecătorii au dat decizia în cazul fraților Tate. Andrew și Tristan vor rămâne după gratii până la finalizarea anchetei. Cei doi sunt cercetați pentru trafic de persoane, spălare de bani și viol. Anchetatorii de la DIICOT spun că au identificat până acum 6 victime. Frații Tate sunt acuzați că au ademenit femei prin metoda Loverboy, pe care le-ar fi exploatat pentru a produce filme porno. Uite-i, mă! Uite, uite, uite!